Primăria Priseaca a fost singura în care, an bun, conducerea administrativă se sprijinea doar pe umerii edilului. Neînțelegerile aleșilor locali au făcut ca primarul să nu beneficieze mult timp de ajutorul unui viceprimar, ba și mai mult, pentru un timp nu a mai existat nici legislativ local. În ședința de astăzi s-a făcut primul pas spre normalitate. Aleșii au decis numele celui care să-l ajute pe primar la treburile administrative. Da, într-adevăr, Consiliul Local s-a hotărât și au ales un viceprimar în speță cu numele de Arsenoi Iulian. Ce pot să spun? Dumnealui a mai fost viceprimar, sper să colaborăm bine în viitor și să-și preia atribuțiunile și să și le respecte din fișa postului. Lucrurile par să se îndrepte într-o direcție bună și în ceea ce privește ocuparea numeroaselor funcții vacante din cadrul administrației locale. În urma concursurilor organizate, s-a reușit reducerea deficitului de personal din primărie. Situația a început să se așeze, în sensul că s-a ocupat un post din cele care au fost deja afișate pentru a se ocupa. Sper că în viitor și celelalte posturi să fie ocupate și lucrurile să decurgă mult mai normal. Gheorghe Florică este primar PSD aflat la al treilea mandat. La începutul acestui an, în afară de el, în administrația locală mai lucrau doar 3 angajați.